conducere de război instrumentalizată. Fiecare război este condus cu strategie. Cea mai iscusită strategie de război este cea prin care se manipulează imperceptibil dușmanul, ca acesta să se distrugă pe sine însuși pas cu pas și pe cât posibil să-și sape singur groapa. Așa prost nu va fi cu siguranță nimeni, ai putea spune aici. Dar, un moment, nu judeca prea repede. Sub influența strategilor iscusiți de război, din păcate, acest lucru este posibil, căci conducătorii moderni de război stăpânesc tactica instrumentalizării. Dușmanul declarat va fi, cu alte cuvinte, manipulat ca să devină un instrument în mâna proprie. De mult timp se manipulează strategic astfel popoare întregi ca acestea, prin manevrele înșelătoare de diversiune, să se autodistrugă fără a realiza aceasta. Și anume cu zel înfocat, cu o mare abnegație și încă pe costuri proprii. Dar cu toate că această instrumentalizare se întâmplă sub ochii tuturor, cei mai puțini înțeleg acest joc sumbru. Ca aceasta să se schimbe pe viitor, explicăm prin cazul din Libia principiul care se repetă mereu. Ca principiu trebuie să subliniem că de la început s-au folosit strategic atacatori pentru Libia doar ca și cale de acces și ca diversiune iscusită de la scopuri mult mai înalte. Dar cine sunt atacatorii și care este intenția lor, dacă nu în primul rând Libia? Atacatorii sunt strategi globali, țelurile lor următoare sunt Europa, iar apoi restul lumii. Cu abilitate diabolică joacă jocurile globale de război pentru obținerea dominației mondiale. Instrumentele lor cele mai puternice sunt actualmente armata SUA și NATO. Și aceștia sunt de fapt doar acoliți de care se profită, care cu zel mare își leagă frânghia proprie. Încă își fac munca perfect, de aceea manipulatorii lor mă așteaptă încă până să-i vadă împleticindu-se. Și pe ei așteaptă aceeași soartă pe care au cauzat-o mai dinainte sub trupelor, a teroriștilor plătiți și dați deoparte. Următorul șablon de acțiune e doar unul din multele exemple actuale. Poate fi transferat asupra tuturor intervențiilor militare occidentale din deceniile trecute, aproape întotdeauna cu exact aceeași desfășurare. Momentan, imperialiștii SUA se aseamănă cu jucători foarte iscusiți ai jocului de moară. Tacticile lor sunt impenetrabile, iar procedurile lor viclene, pentru că după fiecare mișcare urmează strategic după lege cel puțin trei alte mișcări ale jocului exact calculate dinainte, pentru înțelesul substanțial. Scopul jocului moară este, pentru alcătuirea așa numitelor mori, a aduce trei pietre proprii într-un rând. Dacă reușești aceasta, adversarul pierde o piatră. Ca la jocul de șah, tactica cea mai puternică a jucătorului exersat constă în faptul că amăgește țintit pe persoana din fața lui prin mișcări calculate dinainte. Îi întinde cursa, îl instrumentalizează pe naiv chiar pentru scopurile sale, ca să obțină pe cât posibil foarte rapid situația mult dorită de win-win. Și pentru că mereu gândește anticipat cel puțin trei mișcări de joc, îi reușește aceasta. Acești jucători globali, mai exact zis jucători mondiali, au reușit odată mai mult în cazul Libiei să-și promoveze tot mereu același țel. Ce anume este acest țel? Slăbirea totală și destabilizarea Europei și a întregii lumi, care încă nu este americanizată. Cum putem vedea mai detaliat, începând cu prima mișcare strategică a jocului, aceasta a fost ținta fixată de ei. Asta se întâmplă în zilele acestea prin țări slăbite ale așa numitei primăveri arabe, care în niciun caz nu se mai pot menține independente. Fluvii de refugiați cu milioanele, mai multe milioane de oameni care evadează spre Europa, inevitabil cauzează o deschidere a granițelor.
Europa se cufundă prin aceasta încetul cu încetul, dar nu la întâmplare, în mlaștina crescând a problemelor sociale, economice, politice, dar și religioase. Scopul strategic ascuns este epuizarea totală a Europei și înșirarea benevolă a acesteia în noua ordine mondială a sforarilor globali. Și exact la aceasta, statele naționale ale Europei nu ar fi fost niciodată de acord fără acest haos intenționat orchestrat, așa cum comparabil nici statele africane înfloritoare nu au vrut-o înainte de primăvara arabă. Identic cu primele patru mișcări bine chipzuite ale jocului moară, acești imperialiști ai SUA își creează fără oprire avantaje, care azi, după 4 ani de la răsturnarea sângeroasă a lui Muammar al-Gaddafi, au sfârșit într-o situație dilemă, mai bine zis într-o situație de win-win pentru globaliști. Prima mișcare strategică de joc a guvernului SUA, în exemplul nostru cu câmpul de luptă a jocului moară numit invazia libaneză, care se poate derula până în primul an de funcție al președintului SUA, Obama, în anul 2009. Prin prima autorizație a lui Gaddafi ca reprezentant al Uniunii Africane la întrunirea G8 din L'Aquila în 2009 și o aparență a unui dialog corect în tratativele de petrol și gaze, jucătorul global al jocului de moară și-a așezat prima piesă perfect strategic în colțul ideal al câmpului de joc. Lumea a crezut inițial că va putea răsufla ușurată sub guvernul lui Obama privitor la relațiile între Libia și SUA, față de guvernul anterior sub Ronald Reagan, care l-a numit pe Gaddafi cândva câinele nebun al Orientului apropiat. Totuși, ascuns de publicitatea mondială, guvernul SUA a menținut deja cu un an înainte relații cu anumite figuri din guvernul lui Gaddafi și a discutat în secret despre avantajele pe care le-ar aduce îndepărtarea lui Gaddafi. WikiLeaks a publicat în legătură cu aceasta o telegramă din iulie 2008 care indică o conexiune între ambasada SUA și Shukri Ghanim, primul ministru introdus de Gaddafi și ministrul de petrol al Libiei. Telegrama conține informații că ambasada SUA vorbea cu mijlocitorul lui Ghanim despre faptul că în Libia nu vor avea loc adevărate reforme economice sau politice atâta timp cât Gaddafi nu este mort. Popoarele neștiutoare ale Europei și media au fost amăgite și instrumentalizate conștient la această primă mișcare de joc. Întreaga mass media, toți politicienii și cetățenii care au trâmbițat acea strângere de mâini a lui Obama și Gaddafi ca eveniment istoric în lume, au picat în această regimului SUA direct în mâini și le-au întărit manevra de distragere. Astfel, popoarele Europei, în rolul jucătorului naiv, și-au plasat piatra de joc pe undeva la întâmplare, în mijlocul câmpului de joc. Reținem! De la bun început nu au fost nici îmbunătățirile sociale și politice, nici cele economice sau religioase ale Africii, nici măcar zăcământul lor de petrol, ținta propriu-zisă. Căci ceea ce știe astăzi geologia modernă, știu instigatorii de războaie ai SUA de mult. Oameni de știință la nivel înalt marchează petrolul astăzi ca un circuit sanguin al Pământului. Așa cum sângele pierdut se regenerează prin urmare în corpul omenesc, tot așa se regenerează și petrolul consumat în interiorul Pământului. Pământul este deci un organism, de aceea instigatorii de războaie lasă fără ezitare adesea ogoare întregi de țiței să ardă. Să ne gândim doar la Irak și diferite alte locuri. Cu ocuparea țărilor dătătoare de țiței, strategii globaliști nu sunt interesați în primul rând de câștiguri financiare pentru sine, ci de pierderi economice pentru ceilalți. Cu alte cuvinte, lor le este prioritară împiedicarea oricărei autarhii a independenței economice a tuturor țărilor care nu sunt încă dependente de ei. Bineînțeles că aceste zăcăminte de țiței confiscate le slujesc totodată ca bani de buzunar pe calea întemeierii structurilor proprii de putere, dar asta în mod secundar. Ca a doua mișcare de joc a strategilor SUA, a urmat conștient la începutul anului 2011 o strategie de distragere de la scopul propriu-zis, aparent lipsită de legătură cu țelul. Metaforic vorbind, strategul global și-a așezat piatra de joc în cel mai îndepărtat colț de prima piatră.
În practică, au arătat lucrurile în felul următor. Subit, Gaddafi a fost împins, țintit ca un dictator groaznic la colț. Dintr-o dată, poporul libanez prezuntiv, atât de groaznic asuprit și pângărit, a devenit discuția zilnică. Dar toate acestea numai pentru a înfierbânta temperamentele în prealabil în întreaga lume și pentru a justifica necesitatea indispensabilă a unei intervenții militare în fața poporului și a politicii. Deci pentru a instrumentaliza popoare și politica mondială pentru următoarele mișcări de joc. Însă ceea ce publicitatea mondială nu afla niciodată a fost faptul că guvernul SUA, deja în timpul strângerii de mâini cu Gaddafi, a înarmat zelos armate teroriste ca Al-Qaeda Kadr și rebeli în lupta împotriva guvernului Muammar al-Gaddafi. Încă o dată s-a lăsat instrumentalizat poporul neștiutor european, toată mass-media până la slujirile libere de lămurire prin această strategie planificată, anticipată a guvernului SUA. Fiecare cetățean instigat al lumii care s-a exprimat împotriva acestui regim, așa numit dictatoric al lui Gaddafi, a căzut prin aceasta direct în mâinile celor care au produs acest conflict, legitimând astfel angajarea militară planificată de la bun început de către strategii globali. Prea târziu au observat unii jucători europeni că l-au ajutat pe adversar la o situație win-win. Când au vrut să prezinte poporului aceste conexiuni cu efecte mari în mass-media, media a tăcut unită. Dimpotrivă, jurnaliști ca cei de la ziarul New York Times chiar au înșelat poporul prin diminuarea conștientă a conflictului din Libia ca fiind doar un război civil. Hotărârea noastră este clară. Poporul din Libia trebuie protejat. 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 Bombardamentul NATO asupra Libiei, care într-adevăr a ținut 6 luni, în cel mai bun caz a fost menționat în media independentă. Poporul din Libia trebuie protejat. Poporul din Libia trebuie protejat. Așa a plasat poporul neștiutor, vorbind la figurat și următoarea sa piatră de joc, încă o dată într-o cunoaștere înșelătoare, fără să realizeze că odată cu strigătul lui după ajutor militar, deja i-a ajutat pe jucătorii globali la prima situație win-win. Reținem din nou, nici la această mișcare, strategii din SUA nu au vrut în niciun caz să creeze condiții mai bune de viață în Africa, ci doar să consolideze structurile proprii ale puterii globale. Declararea în gura mare a structurilor democratice și altele asemănătoare pe continentul negru au slujit doar aparențelor, scopul lor fiind devierea și instrumentalizarea tuturor popoarelor din jur. Gândul de stăpânire globală în realitate nu permite nici măcar unei singure țări arabe să poată cumva prospera. Atacatorii Europei țintesc în toate complet contrariul. Aceasta fiind distrugerea totală a fiecărei autarhii, respectiv autodistrugerea tuturor țărilor care nu sunt încă americanizate. La cea de-a treia mișcare strategică pe câmpul de bătălie din Libia, în octombrie 2011, războiul a culminat cu ploaia de bombe asupra locului natal al lui Gaddafi și uciderea lui inumană, la care fostul ministru SUA Hillary Clinton a comentat printr-o sentință răutăcioasă. Noi am venit, am văzut, el a murit. El a murit, el a murit, el a murit. Conform planului, mass media și toate popoarele s-au lăsat din nou instrumentalizate, în timp ce au făcut cunoscută în spiritul lui Hillary Clinton îndepărtarea lui Gaddafi ca salvare pentru poporul asuprit din Libia. Reținem din nou, nici la această mișcare reușită nu a fost vorba despre eliberarea unui popor asuprit de dictatorul lui și nici primordial despre instaurarea unui guvern vasal SUA în Libia, ci despre ce s-a plănuit de mult timp, de stabilizarea și slăbirea continentului european. Atâțarea unui haos gigantic în casa Europa,
ca aceasta cândva să se poată alătura istovită în rândurile sforarilor globali ai noii ordini mondiale. Să ne uităm la consecințele celei de-a patra mișcări strategice și la marșul triumfal în favoarea instigatorilor de război și la cheilor din politică și din media. Acestea se arată astăzi, 4 ani mai târziu, în anul 2015, într-o dimensiune îngrozitoare. Ea atinge punctul culminant în scopul atacatorului. Acestea sunt mulțimile de refugiați provocate de el, care inundă acum cu sutele de mii țările europene. Libia, cândva cea mai bogată țară de pe continentul african, e acum distrusă la pământ și, la fel, țările vecine sunt destabilizate prin sărăcie, mizerie, furturi, hoții, corupție și încă multe altele. Beneficii în Libia sub conducerea lui Gaddafi. Nu s-au cerut dobânzi pe credite. Curentul a fost gratuit. Învățământul fără bani. Tratamentele medicale gratuite. Toți cei proaspeți căsătoriți au primit suma de 45.000 de euro de la statul libian pentru a-și cumpăra propria locuință și pentru a-și întemeia propria familie. O parte a fiecărei vânzări a petrolului libian a fost depus direct în conturile cetățenilor libieni. Gaddafi s-a aflat puțin înaintea finalizării unuia dintre cele mai mari proiecte pipeline pentru apă potabilă prin Sahara pentru o mai bună aprovizionare cu apă pentru popor și pentru agricultura. În timp ce europenii se încurcă tot mai des în discuții contradictorii și se au de păr privitor la politica de azil, ajutor social, conflicte religioase și tot felul de urmări ale pagubelor, ei fac pas cu pas exact ceea ce plasatorii de capcane au urmărit de la început. Și în timp ce noi încă ne mai lovim capetele până la sânge, jucătorul globalist din SUA care instrumentalizează se află deja din nou cu 3 pași înaintea noastră. Fiecare om care se pune acum de partea refugiaților și luptă împotriva unei false și consecvente politici în privința azilanților cade încă o dată direct în mâinile strategiei SUA și a oligarhilor financiare. Acestea sunt acele vapoare supraîncărcate cu refugiați sub steagul SUA transportați la granițele europene. Reținem din nou. Încă o dată, nu este vorba de salvarea victimelor de război și nici în primul rând de un câștig financiar imens, datorită traficului de refugiați organizat. Aceștia sunt doar niște bănuți de buzunar pe calea realizării scopurilor reale. Care este scopul real? Slăbirea totală și destabilizarea Europei și a întregii lumi care încă nu este americanizată. Mai bine credem asta. Conducerea strategică a administrației SUA însetată după dominație mondială, folosită în lupta împotriva Europei, este calculată atât de deliberat cum ar calcula un apicultor când este cel mai propice moment să îndepărteze o matcă din stup. La fel de sigur cum apicultorul știe că dacă îndepărtează matca prea devreme, întregul stup este sortit pieirii, la fel de exact știa guvernul de la Washington că eliminarea lui Gaddafi și răsturnările de guverne în Africa de Nord vor avea ca urmare o destabilizare a întregii Europe. Distrugerea deliberată a atenției de la proiectul principal pentru instrumentalizarea popoarelor prin mass media se realizează prin permutări inteligente care deviază atenția la ce se întâmplă de fapt. Complet inconștienți ajutăm pe acești domnitori mondiali autoaleși să ajungă la puterea absolută prin banii, bunăstarea și proprietățile noastre. Cum se întâmplă asta? Prin faptul că susținem pas cu pas plățile fără numerar, prezentate nouă drept avantajoase și practice, prin utilizarea cărților de credit. Tocmai le oferim jucătorilor globaliști și putere absolută asupra copiilor noștri. Pe ce cale? Ne opunând rezistență față de programele de educație sexuală precoce, față de ideologia genderilor și fiind de acord cu preluarea drepturilor de educare a copiilor noștri. Tocmai lăsăm inconștienți pe mâna lor și puterea absolută asupra naționalităților și libertăților noastre de sine stătătoare. Cum așa? Urmând politica pe care mass media principală ne-o îndoctrinează organizând tot soiul de demonstrații instrumentalizate care duc la evocarea unei interdicții totale în ce privește dreptul de demonstrație, dreptul de adunare sau libertatea de exprimare. În schimb, este important ca aceste corelații și adevăruri să fie date mai departe în popor, din gură în gură, răspândiți filme ca acestea, răspândiți literatură edificatoare, din mână în mână.
căci chiar acuzații penale împotriva acestor crime ajung în majoritatea cazurilor prea târziu să fie gestionate, deoarece un perete impus de funcționari publici și justițiari instrumentalizați stă în cale. Aici, încă o dată, avem firul roșu omniprezent în aceste jocuri ale puterii pe plan mondial. Este vorba de slăbirea națiunilor care vor să stea pe propriile picioare până la subjugare și la instaurarea unui guvern mondial. Guvernul mondial, după ce va duce la capăt cruciada de subjugare a națiunilor, va continua cu înrobirea acestora. Sclavagismul abia acum va începe. De azi pe mâine, adio cola, bere și droguri, sex liber, mâncare bună, alcool, concediu și alte din acestea. De acum încolo va fi doar muncă și slugărnicie. Slugărnicie față de cine? Bineînțeles, față de cei care au câștigat jocul, iscusiții jucători globaliști, viitorii domnitori ai lumii. Având în vedere războiul informațional relatat aici, dus în spiritul răutății supraomenești, popoarele seamănă cu niște copii mici care, cu toată bunăvoința, nu pot ține pasul cu această dezvoltare rapidă a răului. Și noi la Claghemor TV suntem uneori confruntați cu acest război informațional. Momentan avem de-a face ori cu încercări de inducere în eroare prin contraargumente instrumentalizate conștient, ori cu afirmații pur și simplu falsificate. Pe scurt, vă rugăm să ne acordați înțelegere dacă și noi pierdem odată o mutare de joc față de strategii din ce în ce mai versați. Din păcate, nu suntem nici noi total imuni față de raportări eronate sau încercări perfide instrumentalizate. Ajutați-ne să putem învinge acest război care se duce din ce în ce mai penetrant prin informații eronate. Ajutați-ne prin cunoașterea dumneavoastră, dar și prin răspândirea unor astfel de emisiuni ca acest joc sumbru să poată fi luminat. Scrieți și dumneavoastră articole scurte care demască astfel de manevre strategice pe care apoi să ni le trimiteți. Ajutați ca aceste modele de acționare repetate periodic ale strategilor globaliști să fie demascate din embrion și să se aducă la lumină fără menajament planurile răuvoitoare. Nu rămâneți pasivi față de aceste lucruri numite aici. Exact cooperarea este ceea ce contează, în timp ce pasivitatea dumneavoastră cel mai puternic instrument în mâna respectivilor provocatori de război. Pasivitatea dumneavoastră este arma lor. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.